Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj. Astăzi vă arăt încă o dată un accesoriu și anume un coșuleț care este croșetat din materialul Woolly Hugs Home, după cum vedeți aici. Aici am croșetat un coșuleț de probă mai mult înainte să fac acest tutorial, iar aici avem material din 60% bumbac, 40% poliamidă, 100 de grame și 57 de metri. Codul culorii este FB24, este potrivit pentru croșete de 10 și da, voi da coșulețul de probă la o parte și vom continua cu acest material, cu un alt coșuleț. Vor fi croșetate în piciorușe mari duble, scot mijlocul afară. Bun, să vedem firul de început și aici îl am. Observați cum este făcut acest fir. Este simpatic, este destul de maleabil și este umplut cu material. Vedeți că pot să scot materialul dinăuntru, dar nu voi face acest lucru pentru că vreau să arate bine cu această culoare de pe din afară. Bun. Și se poate și îndrepta, pot să bag înapoi materialul pe care l-am scos. Și o să începem să și lucrăm cu acest material care îmi place destul de mult. Bun. Ok. O să pun firul în mână, am croșeta de 8, cu aceasta voi lucra. Voi face un inel magic pentru început, scot firul și încep cu ochiuri de lanț, după inelul magic. Ok, și să începem cu un ochi de lanțuri, și anume 3 ochiuri de lanț. Iar apoi croșetez primul picioruș mare dublu, direct între. Ok, l-am croșetat, apoi fac un jeteu, introduc croșeta și un al doilea picioruș mare dublu pe care îl fac. Ok, și cam așa mi-a ieșit până acum. Voi continua să lucrez în același mod. Bun. Fiecare pachetel este format din 3 piciorușe mari duble. Asta va fi regula de bază. Iar apoi, acum continui cu încă un ochi de lanț. Ok, observați cum arată până acum. Folosesc doar piciorușe mari duble și ochiuri de lanț. Ups! Ok, am primul picioruș mare dublu, al doilea și urmează și al treilea pentru a încheia pachetelul. Ok, consolidez totul puțin împreună. Ok, iar acum urmează cel de-al patrulea pachetel cu cele 3 piciorușe mari duble din care este alcătuit. Bun, apoi continui cu un ochi de lanț și am aici 4 pachetele a câte 3 piciorușe mari duble, adică 12 piciorușe mari duble, consolidez acest mini cerc care s-a format. Și bun, aici continui, introduc croșeta în ochiul de sus și închid acest cerc. Bun, aici am pachetele de câte 3 piciorușe mari duble. Le observați, sunt peste tot, sunt în total 12 piciorușe mari duble și acum o să mergem mai departe. Încep din nou cu 3 ochiuri de lanț și încerc în torc totul odată și croșetez de jur împrejurul acestor ochiuri de lanț. Încă 2 piciorușe mari duble. Un ochi de lanț. Și apoi în același ochi, încă 3 piciorușe mari duble. Bun. Cam așa arată. Am făcut chiar și un vârf, se poate observa puțin. Iar apoi continui cu un ochi de lanț.
și, evident, piciorușele mari duble pe care le voi face în continuare în acest model. Ok, urmează al doilea picioruș mare dublu, iar în mijloc este un ochi de lanț făcut. Ok. După cum am zis, toate pachetelele sunt formate din câte 3 piciorușe mari duble. Bun. Cam așa arată momentan. Observați din nou vârful. Continui cu un ochi de lanț ca loc în care voi introduce croșeta pentru următorul rând. Mai trag puțin material lângă mine. Ok, și am croșetat aici un picioruș mare dublu. Ok, continui cu piciorușele mari duble. Ochi de lanț. Și continui. Ochi de lanț, ochi de lanț. Ups, iar mi-a ieșit croșeta. Ochi de lanț. Și, după cum am zis, 3 piciorușe mari duble. Iar ochiurile de lanț sunt între ele. Observați că s-au format și niște goluri în model, care îmi plac mult. Bun, continui, introduc croșeta aici și voi continua cu ochiul de lanț și cu piciorușele mari duble. Și deci croșetăm în continuare piciorușe mari duble. Am croșetat 2, urmează și al treilea. Ochi de lanț. Picioruș mare dublu. Picioruș mare dublu. Picioruș mare dublu. Încă 6 piciorușe mari duble au fost făcute, apoi continui și leg tot cercul cu un ochi alunecat. Bun, am terminat această bucată din tot coșulețul. Și cam așa arată. Acum continui cu încă 3 ochiuri de lanț, întorc totul odată și croșetez înapoi. Introduc croșeta direct aici și croșetez de jur împrejurul ochiului de lanț, croșetez 2 piciorușe mari duble și continui cu un ochi de lanț, iar apoi am ajuns iarăși în vârf și da, cam așa arată. Din nou, nu uitați, facem doar piciorușe mari duble și ochiuri de lanț. Ok. Efectul este foarte, foarte simpatic. Mie îmi place mult cum arată momentan totul. Intru cu croșeta aici în acest gol. Și observați ce se întâmplă. Întregul pachetel se ridică. Și va arăta ca un coșuleț în cele ce urmează. Ok, picioruș mare dublu, încă unul. Și un al treilea picioruș mare dublu. Pentru a croșeta părțile. Apoi un ochi de lanț și ajung aici în această parte. Primul picioruș mare dublu, cel de-al doilea. Cel de-al treilea. Ochi de lanț. Și aici am ajuns iarăși în o parte, picioruș mare dublu, picioruș mare dublu, mai trag puțin material și continui cu piciorușele mari duble, ochi de lanț și ajung iar în colț, picioruș mare dublu, picioruș mare dublu și un al treilea picioruș mare dublu, după care am aici un nou colț care s-a format. Continui din nou. Ok, tot cu piciorușe mari duble, evident. 3 la număr. Ochi de lanț. Iar apoi am aici încă un colț. Ok, croșetez piciorușele mari duble. Bun. Am ajuns cam în acest punct și încerc să unesc cele două părți laterale. Ok.
iar acum închid totul cu un picioruș mic. Deci ce am făcut în această parte a fost să ridic coșulețul, să fac laturile. Observați cum arată, cât de bine este unit. Ok. Este format, după cum am zis, doar din piciorușe mari duble și ochiuri de lanț. Și voi continua să-l croșetez, pentru că voi mai face un rând deasupra pentru a fi puțin mai înalt. Pentru asta continui cu încă 3 ochiuri de lanț și voi croșeta înapoi. Ok. Și fac asta pentru a avea efectul dorit, adică să croșetez spre înapoi. Și voi continua la fel, tot cu piciorușe mari duble și ochiuri de lanț, pentru că așa va ieși cel mai bine. Bun, deci picioruș mare dublu, ochi de lanț și apoi întotdeauna continui cu piciorușele mari duble, 3 la număr. Ok, să nu uităm nici de ochiurile de lanț. Bun, al treilea picioruș mare dublu și continui cu ochiul de lanț. Urmează următorul ochi de lanț, picioruș mare dublu, picioruș mare dublu, picioruș mare dublu. Ochi de lanț. Și am ajuns cam la final după aceea. Picioruș mare dublu, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Ochi de lanț. Iar mai am aici două pachetele pe care trebuie să le fac. Ochi de lanț. Ochi de lanț. Iar acesta este ultimul pachetel. Bun, 3 piciorușe mari duble, un ochi de lanț și trebuie să leg aceste două părți cu un ochi alunecat. Consolidez, trag firul, tai cu foarfeca. Bun. Voi întoarce pe față. Ok, acesta este firul de început, le voi coase. Și am aici un coșuleț micuț și foarte simpatic. Mie îmi place mult acest model, dar puteți face și alte modele pe el, cu flori sau alte lucruri care vă plac vouă. Este foarte flexibil, foarte simpatic, foarte simplu și se face foarte rapid, ați și văzut. Eu l-am și pe portocaliu și pe roz, îmi plac ambele foarte, foarte mult. Sper evident că v-a plăcut acest clip, dacă vreți să urmăriți mai multe, vizitați-mi canalul, distribuiți prietenilor voștri și ne vedem data viitoare!